dragilor, astăzi începem un nou daily vlog și vă promit că nu este seară, suntem chiar în mijlocul zilei, doar că s-a norat afară, a început să se și întunece cumva și am zis totuși să aprind ring light-ul ca să mă vedeți și pe mine cât de cât decent. Da, încă am în sufragerie stativul acesta cu hainele pe care le-am puse la vânzare pe Vinted și nu știu acum în câte videoclipuri mai urmează să-l mai vedeți, dar da, este ceva așa mai nou să zicem în cadru, pentru că de obicei sufrageria mea era destul de liberă, iar acolo în spate, dacă puteți să observați, pe scaun o avem pe Sophie, care n-are nicio treabă, doarme liniștită, iar băieții dorm în dormitor pe pat, că de ce nu, dacă tot avem un pat confortabil să și profităm de el. Și ce am făcut noi astăzi până la această oră, după cum probabil ați văzut așa din cadre, mă trezesc dimineața, mi-am făcut rutina ca de fiecare dată, cafeluță, tot ce trebuie. Astăzi a fost și ziua în care a trebuit să-mi schimb setul de infuzie la pompa de insulină, să schimb acele consumabile și să inserez un set nou. Am băgat la spălat, am întins rufele, am făcut patul, per total am făcut așa puțină curățenie și ordine pe aici prin casă că simțeam nevoia. Și pe lângă asta m-am ocupat și de începutul de campanie, pentru că astăzi a luat start, să zic așa, o nouă campanie la Oriflame, campania cu numărul 3, care arată genial, dați-mi voie să vă arăt coperta. Acesta este catalogul, mi se pare că arată superb, nu știu de ce, dar de fiecare dată în luna februarie parcă nu mai o simt așa ca o lună de iarnă, deja parcă încep așa să mă gândesc la primăvară, la flori, la lele, zambile și toate florile acestea care apar în general în sezonul de primăvară, așa că această copertă și, mă rog, noua lansare, că este vorba despre un parfum nou care se numește Miss Giordani Floral, parcă cumva îmi dă o stare și mai bună și mă duce cu gândul și mai aproape de primăvară, de căldură, de flori, de toate cele, așa că, da, mi-am plasat deja comanda, urmează să-mi sosească zilele acestea. Iar ca o paranteză, dacă vă interesează să luați produsele Oriflame cu reducere, nu uitați că vă las eu ca de fiecare dată în descrierea videoclipurilor un link pe care, dacă îl accesați, vă creați contul vostru personal. Ce înseamnă lucrul acesta? Poți să te loghezi când vrei pe contul tău și să-ți pui comandă, dar beneficiezi de reducere. Dacă ai, de exemplu, o comandă de cel puțin 100 de lei, ai 20% reducere. Dar cu cât comanda este mai mare, cu atât, evident, și reducerea este mai mare. Și mai avem și alte beneficii extra. Dacă o să vă puneți singur comanda, o să vedeți că sunt tot felul de oferte pe care nu le vedem în catalog, adică anumite produse au prețuri mai mici pe site și de asemenea putem să înlocuim și livrarea cu diferite produse pe care le alegem noi. Deci diferite chestii din acestea extra pe care nu le ai de obicei dacă nu ai contul acesta personal. Deci dacă vă interesează, aruncați o privire în descrierea clipului. Și pe lângă plasatul de comandă și toate cele, am mai avut de rezolvat câte ceva pe aici pe la laptop și încă nu am terminat. Mai am astăzi destul de multă treabă. În general, la mine ultima zi și prima zi de campanie sunt niște zile din acestea super full, așa că încerc să mă organizez cât de bine pot, să prioritizez sarcinile. V-am mai zis că eu asta fac pentru a-mi organiza cât mai bine timpul. Dacă văd că se adună prea multe într-o zi, încep și le prioritizez. Îmi pun o întrebare de genul: dacă vreau să consider ziua de astăzi ca fiind una bună, productivă pentru mine, ce sarcini ar trebui neapărat să o îndeplinesc în acea zi? E, și așa mă dumiresc că repede îmi dau seama de ce ar trebui să fac cu prioritate și da, cam asta o să facem și noi azi, că mai avem, v-am zis, o grămadă de treabă și mă vedeți deja un pic machiată, îmbrăcată, mă rog, în partea de sus, că în partea de jos am pijamale, pentru că mai târziu vreau să mergem la cumpărături, să facem cumpărăturile alimentare, avem frigiderul aproape gol, așadar trebuie să ne organizăm și cu lucrul acesta și aș vrea să dau și până la farmacie, până la farmacia Tei, că mai am nevoie de niște chestii, așa că poate filmăm apoi un haul. Adică nu că poate, sigur o să filmăm un haul dacă reușim să ajungem astăzi la cumpărături, dar până atunci haideți să ne continuăm ce avem de lucru și ne auzim mai târziu.
dragilor, am fost și la cumpărături, după cum v-am zis, am reușit să ajungem la Lidl și la Auchan, iar aici vedeți toate cumpărăturile, le-am amestecat, așa că haideți să o luăm pe rând și care fiecare dată o să începem din partea stângă. Cred că nu există haul alimentar fără să vă arăt banane, bineînțeles, în continuare la Lidl, că de acolo le-am luat, kilogramul este 7 lei și Paul a luat aici aproximativ 2 kg. El mănâncă destul de multe banane, iar eu le folosesc în terțul de ovăz dimineața. De la Lidl am luat și un buchet din acesta de lalele. Au apărut din nou lalelele acestea de la ei, care mi se par superbe. Este păcat să nu iei un buchetel din acesta și să ai niște flori proaspete în casă, mai ales că nu costă mult. 7 fire din acestea sunt la 12 lei aproximativ, iar eu le-am ales de data aceasta pe roșu, dar ei le aveau pe mai multe culori. De la Auchan de data aceasta am luat un sac de cartofi din aceștia care sunt pentru prăjit și piure. I-am zis să iau de la ei pentru că arată foarte, foarte bine și când îi decojești mai rămâi cu cartofi pe care să-l gătești, pentru că sunt unii care mai vin așa la sac și în exterior par ok, dar în momentul în care îi cojești nu mai rămâi cu cine știe ce, dar pe aceștia i-am mai luat înainte și chiar sunt foarte ok și costă vreo 13 lei și ceva sacul și are 2 kg și jumătate. La Lidl am găsit căpșunile acestea, în mare parte nu voiam să iau cutiuța aceasta sub formă de inimă, adică nu am luat-o special pentru că mâine este Valentine's Day, dar aparent căpșunile care veneau în acest ambalaj erau cele mai proaspete, arătau cumva cel mai bine. Bine, nu sunt ele cele mai coapte căpșuni, dar m-ai povestit că mie îmi plac fructele care sunt în general mai necoapte, așa că am zis să le luăm pe ele. Iar aici avem vreo 300 și ceva de grame, mai exact 340, și a costat caserola aceasta 10 lei și 50 de bani. Tot de la Lidl am luat și o lămâie, găsim kilogramul la 3,50 lei. Am luat-o că vreau să o am în casă pe aici, în cazul în care, nu știu, mă gândesc eu să mai fac câte un ceai, să mai fac câte un desert, ceva cu ea, o salată, și obișnuiesc să folosesc lămâie. De la Auchan am luat câteva dulciuri, niște ciocolată, două batoane din acestea de Papi. Eu când eram mică eram mare, mare fan, adică era desertul pe care îl alegeam în cazul în care aveam glicemie mică, și am luat varianta cu căpșuni și cea cu banane, iar acesta la Auchan costă în jur de 1 leu și 90 de bani. Și Paul a propus să luăm și ciocolata aceasta de la Rom. Chiar sunt curioasă să văd cum o să fie, dacă o să fie identică la gust cu ciocolata mică Rom, cu batonașul acela, dar mă gândesc că este fix același lucru, doar că într-o cantitate mai mare și a costat în jur de 4 lei și 30 de bani. Mai departe, de la Lidl am cumpărat acest salam bănățean, care sincer sper să fie bun, pentru că nu l-am mai încercat până acum. L-am luat că era la ofertă la vreo 4 lei 50 și am zis hai să-l încerc la prețul ăsta mai mic și să văd cum mi se pare. Așa că să sperăm că o să fie ok. Tot de la Lidl am luat și un pachetel din acesta de zahăr vanilina de la Dr. Oetker. Sunt înăuntru vreo 4 pliculețe, dacă nu mă înșel. Da, 4, și pachetul a fost 2 lei. La fel am zis să-l am în casă în cazul în care mai fac vreun desert ceva, să știu că este pe aici, că am rămas fără. De la ei, la fel am luat și smântâna aceasta de gătit de la Olympus cu 20% grăsime. Am mai folosit înainte și este super ok. Are 200 de mililitri și a fost la o mică ofertă redusă la 4 lei și am de gând să o folosesc într-un preparat dintr-un piept de pui și ciuperci. Iar smântâna aceasta va face rețeta super, super cremoasă și delicioasă. La Lidl a fost la ofertă și humusul acesta clasic, pe care nu l-am mai luat de ceva timp. Știu că l-am încercat acum vreo câteva luni, jumătate de an, ceva de genul, și mi s-a părut ok, așa că am zis să-i mai dau încă o șansă de data aceasta, mai ales că a fost la vreo 4 lei, cam așa. Tot de la Lidl am luat și acest preparat, fâșii din piept de pui se numește, și înăuntru este și un sos de merișoare. Am nimerit în săptămâna aceasta cu această marcă, sau mă rog, nu știu cum se numește săptămâna, dar cu siguranță recunoașteți produsul așa după ambalaj, că au ei săptămânile lor specifice, și am zis să încercăm aceste fâșii de pui, că nu le-am încercat niciodată, nu le-am dat niciodată vreo șansă, și am de gând să le prepar probabil în seara aceasta și vă arăt cum ies. Iar cutiuța aceasta de 500 de grame a fost 19 lei, deci cred că vor ieși de aici două porții.
alții, sper. Tot de la ei am luat și caserola de ciuperci din acestea albe. Aceasta are 500 de grame și le-am luat că v-am zis că vreau să fac acel preparat delicios cu ciuperci, piept de pui și smântână aceea de gătit. Iar acestea sunt foarte, foarte bune și caserola a fost vreo 7-8 lei, ceva pe acolo. Încă o chestie de la Auchan. Avem șunca aceasta presată din piept de pui. Am luat aici câteva feliuțe ca să le avem pentru dimineață în cazul în care, nu știu, vrem să ne facem vreun sandwich sau ceva. Prețul deja se vede. Cantitatea este de vreo 260 de grame și da, am încercat-o înainte, chiar mi se pare super bună. Revenind la chestiile luate din Lidl, vreau să vă zic că am descoperit această cremă de brânză. Nu știu dacă v-am mai arătat-o până acum, dacă am mai vorbit despre ea, dar efectiv mi se pare cea mai bună cremă de brânză de la Lidl. Așa că dacă până acum n-ați încercat-o, dați o șansă că merită. Eu am luat-o până acum doar în varianta aceasta originală, cred că este cea simplă, pentru că o mai găsim și în alte varietăți. Deci este absolut criminală și atât de fină și de bună la gust și simți că este într-adevăr o cremă de brânză. Iar eu o folosesc atât pentru sandwich-urile sărate, de exemplu cu șunca aceea de piept de pui, dar câteodată îmi place să o amestec inclusiv cu un gem de fructe. Așa că da, îmi place enorm. Așa arată căpăcelul și să vă zic și cantitatea. Are 200 de grame și a costat vreo 7,50 lei, undeva pe acolo este prețul. Am luat pentru mine și un ton din acesta în suc propriu, care a costat vreo 5 lei și ceva și el are 160 de grame cantitate netă și 110 grame cantitate solidă și eu o să-l fac probabil cu niște legume din acelea mexicane, cu niște orez, nu știu, mai văd. Ideea e că tonul ăsta e super bun când ți este foarte foame, n-ai timp să prepari ceva, îl pui pe el pe lângă, v-am zis, niște legume, niște carbohidrați și gata masa. Și bineînțeles am mai luat de la ei și ananasul acesta care vine sub formă de bucăți, l-am luat pentru terciul de ovăz pe care v-am zis că îl fac dimineața. Din când în când mai pun și ananas, câteva bucățele acolo pentru gust, pentru că mi se pare că îi dă un gust așa super interesant și mie să știți că nu-mi crește glicemia, dar nu pun foarte mult. Iar conserva aceasta a fost vreo 6 lei și ceva. Că tot am zis de terciul de ovăz, am luat și iaurtul acesta grecesc, favoritul meu, ce să vă mai zic despre el, doar că în continuare prețul este de 12 lei pentru găletușa aceasta de 1 kg. Întrebarea mea este dacă până acum i-ați dat vreo șansă, l-ați încercat, ca să vedeți cât de bun este la gust și cât de sățios este, așa că scrieți-mi în comentarii dacă l-ați gustat deja. Care fiecare dată am luat și lapte de la Lidl, numai că acum am optat pentru varianta aceasta cu 3,5% grăsime, pentru că n-am mai găsit la raft deloc un bidon din acela cu 1,5, așa cum l-am de obicei, și m-am orientat la acesta. Iar bidonul de 1,5 litru costă acum aproape 10 lei, deci s-a scumpit laptele la Lidl, iar cel cu 1,5% grăsime, să știți că era la 8 lei. Și am luat două bidoane pentru că îl folosesc și în cafea dimineața, dar de asemenea am de gând să mai fac și niște rețete în săptămâna care urmează, deci să fie lapte în frigider că mă descurc, rețete găsesc. De la Auchan am cumpărat Coca-Cola Zero, evident, da, a apărut și eticheta aceasta cu sticlele care intră în programul acesta de reciclare, iar garanția aceea, să știți că este trecută pe bon, deci chiar vă recomand să vă uitați pe bonul fiscal și să-l și păstrați eventual, în cazul în care cumpărați sucuri sau alte bidoane de genul acesta, pentru că aveți garanția trecută acolo, separată de prețul sucului, iar eu am observat o chestie. Au scumpit o dată prețul la suc, de exemplu sticla aceasta este 11 lei cam așa și are 2,5 litri plus cei 50 de bani care se adaugă la fiecare sticlă. Deci da, cam așa stă treaba în momentul de față cu aceste sucuri, dar cu toate acestea o să vedeți că noi mai luăm din când în când, nu bem chiar în fiecare zi sau dacă bem, bem un pahar maxim două și aia este, dar pur și simplu am zile în care chiar mi se face poftă de un pahar din acesta de Cola Zero, așa că mai bine să-l am în casă. Și am cumpărat de la Lidl și cutia aceasta de bomboane pe care am mai încercat-o înainte, sunt niște bomboane din acestea
mixte, foarte, foarte bune din punctul nostru de vedere și ieftine. Costă 10 lei cutiuța aceasta de 400 de grame, ceea ce este super bine, iar fiind bomboane așa separate, sunt foarte ok și când am glicemie mică, pentru că știu exact ce cantitate de zahăr iau în momentul respectiv, deci da, super! Și fiind mixte, nu prea te plictisești de ele. Tot de la Lidl, evident, am luat și lasagna aceasta care este cu carne de porc. Am zis să o luăm și să o avem în frigider, iar în cazul în care există zile în această săptămână, cum și preconizez, în care nu o să am timp să stau să gătesc și să fac chestii prea complicate, o bag pasta la cuptor, urmez exact instrucțiunile de pe ambalaj și iese foarte, foarte bună. Nu pot să zic că sunt mare, mare fan, dar câteodată mai merge așa din când în când și această lasagna, iar prețul ei a fost de 20 de lei. Și mai departe avem și pieptul de pui, de care v-am și zis. Am găsit pieptul acesta de 650 de grame la vreo 19 lei și ceva, deci ce mai, 20 de lei, iar eu o să-l folosesc pe tot în rețeta aceea cu ciuperci și smântână, cu toată nebunia de care v-am zis, iar pe lângă probabil o să facem un piure de cartofi, mă mai gândesc. Și am mai luat așa din Lidl, numai din Lidl mai am aici cumpărături, am luat pachetul acesta de spaghete pentru că nu mai aveam deloc în casă, sunt din acestea de 500 de grame și au costat în jur de 3,50 lei undeva pe acolo. Le-am mai luat înainte și mi se par super ok și am zis să le iau și acum, să fie aici în cazul în care la fel vreau să gătesc ceva rapid. Pastele mi se par o variantă super bună, mai ales că poți să le amesteci cu aproape orice, legume, carne, sosuri și iese întotdeauna ceva bun. Am cumpărat și șervețele din acestea umede pe care le vedeți de obicei în holurile noastre. Îmi plac foarte tare pentru că într-adevăr sunt umede și nu se usucă atât de repede. Sunt înăuntru 72 de bucăți și pachetul costă 3,50 lei. Am luat și niște saci din aceștia de gunoi pe care eu îi folosesc pentru găletușa de la baie și sunt foarte ok și rezistenți și au și tortițe din acelea, 35 de litri și costă în jur de 6 lei pentru 50 de bucăți. Am luat și ceva de ronțăit pe aici, popcornul acesta care înăuntru are 3 punguțe de popcorn, deci faci de aici 3 porții generoase și costă în jur de 6 lei această cutiuță, deci zic eu că prețul este unul bun și am luat varianta clasică cu sare. Și de asemenea, Paul a propus să luăm și punga aceasta de chipsuri, care a fost în jur de 5,50 lei. Am mai încercat-o înainte și este foarte ok. Și am luat și șervețele din acestea de cameră, șervețele batiste din acelea nazale, care mie îmi plac foarte mult. Sunt cele care vin în două straturi, sunt înăuntru 200 de bucăți și sunt super, super ok. Și vreau să vă zic că mie îmi place foarte tare modelul acesta. Deci, după modelul lor cu frunzele acelea verzi, acesta este preferat ratul meu. Mi se pare foarte frumos și că se potrivește cu decorul pe care îl avem noi în casă. Da, știu că n-are relevanță, dar îmi plac cutiile de șervețele care arată bine. Nu știu cum sunteți voi, dar hei! Și cam acestea au fost, dragilor, toate cumpărăturile. Încă sunt aici pe masă. Mă pun imediat să le aranjez pe toate la loc. Să punem și florile în vază, să le aranjăm și pe ele frumos, să le tăiem așa un pic din codiță și să le punem în apă rece ca să țină cât mai bine și să se deschidă, să înflorească așa frumos și să ne bucurăm de ele. Și imediat cum fac toate lucrurile acestea, o să mă ocup să preparăm acele fâșii de pui și o să mai facem niște cartofi pe lângă, deci gătim un pic în seara asta, dacă putem să spunem așa. Iar apoi cred că o să ne punem să ne uităm un pic la televizor, la emisiunea aceea Power Couple, pentru că a început recent și sunt anumite probe care chiar mi se par interesante și cumva te prinde. Plus că și anumite cupluri mi se par așa mai interesante și vreau să le văd mai bine personalitatea în diferite situații, deci da. Se pare că ne-a prins un pic emisiunea aceasta, nu ne declarăm încă fani sau ceva, dar ne uităm, clar o să deschid televizorul, mai ales cât timp o să gătesc pe ei și o să aranjez astea. Deci, haideți să ne apucăm de toate astea. Thank you.
Hei, dragilor, începem ziua de vlog de astăzi direct din mașină, pentru că tocmai ce am terminat de editat, cam toată dimineața am lucrat la un videoclip, bineînțeles cu niște pauze, că am fost destul de întreruptă, așa că mi-a luat destul de mult până l-am dat gata. Iar în acest moment mă aflu în mașină pentru că mergem la Easybox. Trebuie să mă duc să ridic o comandă. Am luat de pe EMAG un tensiometru pentru bunica mea și vreau neapărat să-l ridic astăzi, că am de gând să merg la ea zilele acestea și vreau să-l iau, să văd ce este cu el, ca să pot să o învăț să îl și folosească singură, evident. Și după ce rezolvăm cu ridicarea coletului, o să vreau să ne întoarcem acasă și să gătim. Facem ceva super repede, o să facem niște orez cu legume, așa cum am mai făcut noi de obicei, și niște cârnăciori din aceea de la Radic Star, care nouă ne plac super, super mult, mi se par, nu știu, cei mai buni cârnăciori. Iar apoi mai vedem ce timp ne mai rămâne și ce mai putem să mai facem pentru ziua de astăzi, că efectiv nici nu știu când a trecut jumătate de zi. Așa că da, haide să fugim să luăm coletul și discutăm mai târziu. Every night I'm going on the grid, texting back, I want you, hit you up, I'm on the other side, I miss you, miss you. Take you off, I came here way too strong, cannot keep it low key. Got me drugged, your pheromones hit the roof, auto your taste. It's really a bad reception out there, where you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? I've lost you, but I need you, and you're off my radar now. I've lost you, that I need you, but you're off my radar now. Found myself in between the lines, underneath your bed sheets. It started fun, but now I'm into deep into this flow. A zero sum game that I will lose, there's no sipping past it. Every time you walk away from me, I want you, how could I want you more? When did I lose my perspective? Oh God. Gata și cu mâncarea, doar că încă nu am apucat să luăm cina, pentru că momentul de față este seară. Îl aștept pe Paul să vină și de asemenea l-am rugat să cumpere și niște baterii, pentru că v-am zis, am luat tensiometrul acela și am zis să-l încerc să văd cum funcționează și dacă e totul în regulă la el, și am realizat că am uitat să cumpăr baterii. Deci aștept să vină Paul cu ele și o să văd cum funcționează în seara aceasta. Sper să fie totul în regulă și să fie un aparat bun. Iar legat de mâncare, am gătit super, super repede, ceva foarte simplu după cum ați văzut și cum deja v-am zis. Și în acest moment aștept să se randeze și videoclipul pe care l-am făcut mai devreme. Vreau neapărat să-l încarc în seara aceasta, adică nu să-l postez, vreau să-l programez. Bineînțeles, am aici un pisoi care s-a gândit că ar fi indicat să-mi facă și un masaj la burtă. Mă frământă pur și simplu, dar na, ce să facem? Urmează să-i pun și lui pliculeț și cred că de aceea este așa activ pe lângă mine. Sunt pe fotoliul acesta nou și aparent este și locul lui preferat de dormit din timpul zilei, când nu doarme în patul din dormitor. Iar pe lângă programarea clipului, vreau să fac și baie în seara asta, trebuie neapărat să-mi spăl părul și o să ne punem să ne uităm un pic și la Power Couple, după cum v-am zis. Iar asta o să fie cam tot. Ah, și ce voiam să vă zic este că mi-a ajuns astăzi comanda de pe Shein, dar nu am reușit să o deschid, nu am reușit să o filmez, așa că amânăm lucrul acesta pentru mâine, când o să am și lumină naturală, ca să puteți să vedeți lucrurile pe care le-am cumpărat, pentru că am luat destul de multe. Cred că sunt în jur de vreo 30 de articole, dacă nu mă înșel, așa că o să am ce să vă arăt. Deci mâine pregătiți-vă pentru un haul. Eu de obicei, să știți că nu prea comand așa de pe Shein, adică cred că aceasta este a treia comandă pe care o dau, dacă nu mă înșel, dar am fost tentată să încerc niște chestii, plus că na, sunt foarte ieftine, foarte accesibile, așa că am zis să văd ce este de capul lor și să mă conving și mă decid apoi dacă mai comand vreodată sau nu și dacă merită banii, așa că desfacem mâine comanda și povestim mai multe atunci despre fiecare articol pe care l-am cumpărat. Iar pentru astăzi cam atât, dragilor, rămâne să ne vedem și să ne auzim mâine!
Neața, dragilor! Astăzi mă vedeți deja pregătită, machiată și toate cele, pentru că urmează să ieșim din casă, trebuie să rezolv ceva pe aici prin oraș, așa că am încercat ca până la această oră să rezolv ce am avut de rezolvat în prima parte a zilei și acum să mă și duc ca să termin ceea ce este de făcut. Dar înainte de asta, o să facem acel haul cu produse de care v-am spus aseară, pentru că între timp, pe lângă acea comandă de pe Shein, pe care cred că o să vă arăt prima, mi-a sosit și comanda de la Oriflame dată din catalogul 3 pe care vi l-am arătat eu la începutul vlogului, așa că dacă tot avem cutia pe aici prin spate, zic să vă arăt și ce se află înăuntru ei, așa că haideți să așezăm camera pe stativ ca să-mi fie mai ușor și să ne apucăm de haul. Întâi de toate, haideți să vă arăt cum a venit comanda și cred că o să fac puțin zgomot, pentru că a venit în această punguță de plastic și cam așa arată, deci v-am zis că este destul de plină. Deci, haideți să trecem prin ele, iar în cazul în care vă interesează ceva anume, vă rog să-mi scrieți în comentarii și o să vă las linkul direct acolo în funcție de articolul care, nu știu, mi se pare vouă mai interesant. Întâi de toate, o să vă arăt niște perechi de gene false. Mi-am luat destul de multe gene false de pe Shein pentru că vreau să fac tot felul de machiaje, să testez, să iau modele, să fac machiaje și pe mine, să exersez, iar acestea sunt super, super accesibile ca preț, dar cu toate acestea, să știți că am stat să caut niște gene care mi se părea, cel puțin din poze, că arată destul de bine și de natural și am avut cumva grijă să aleg niște gene din acestea care au banda cumva cât de cât invizibilă, adică nu o bandă din aceea groasă neagră, astfel încât aplicarea este și mai ușoară, ele arată și mai natural și par ca și cum ar fi niște gene mult mai scumpe. Deci cam așa arată seturile pe care le-am luat, vi le arăt pe rând. Primul este acesta, care sincer mi se pare cel mai natural și da, nu sunt niște gene din acelea bandă cap-coadă, sunt cumva jumătăți, trei sferturi, ceva de genul acesta și m-am concentrat pe cele care au efectul acesta de cat-eye, de alungire. Aici avem al doilea set, care este un pic mai voluminos decât primul, este, să știți, o diferență destul de măricică între ele, dar în același timp tot mi se par unele destul de naturale. Iar al treilea, pot să zic că pare cel mai voluminos cumva, cu o intensitate mai mare, mai ales în colțul extern, nu știu dacă se va vedea pe cameră, dar în exteriorul genelor sunt mult mai multe gene decât înspre interior, cumva acestea chiar sunt menite să dea efectul acela de ochi de pisicuță. Și pe lângă acestea bandă, mi-am luat și niște smocuri, doar că aici nu pot să zic neapărat că am nimerit fix ceea ce mi-aș fi dorit, în condițiile în care mai am niște smocuri luate de la ei și mi-au plăcut foarte, foarte tare, cumva se aseamănă cu acestea. Nu sunt chiar smocuri, adică din acelea stil buchețel, sunt cumva un pic mai dese și mult, mult mai ușor de aplicat, dar poți să construiești cu ele efectiv orice tip de geană ai nevoie și au și lungimile acestea, cred că cea mai mică, nu găsesc să scrie pe ele, dar cred că cea mai mică lungime este aceea cu 8 și cea mai mare cred că este cu 15 sau cu 16, dar de asemenea mi le-am cumpărat și pe acestea, care practic ele sunt niște smocuri din acelea stil buchețel și într-adevăr sunt foarte, foarte frumoase și naturale și superbe și efectiv vor merge la toată lumea, mai ales pentru persoanele care poate nu sunt obișnuite cu genele false, nu vor să le încarc și vor să le simtă cât mai confortabile. Ei bine, smocurile acestea cred că vor fi super, bineînțeles o să le probez pe mine și vedem cum mi se par. Și dacă vă vine să credeți, am găsit niște smocuri mult mai naturale decât celelalte și mă refer la acestea, care sper că se văd pentru că mai bate soarele în țipla aceasta de plastic și mai reflectă un pic. Ele practic sunt și mai puțin voluminoase decât cele de dinainte, cam asta este ideea, deci și mai și mai naturale în cazul în care este nevoie. Cred că am terminat cu genele false, așa că trecem mai departe la setul acesta de bureței, care știu că este destul de cumpărat, am văzut că este foarte folosit de multe, multe persoane, așa că am zis să-l iau și eu și să-l încerc. Am mai luat niște bureței de pe Shein pe care i-am folosit și mi-au plăcut foarte mult și chiar sunt destul de moi, doar că dacă îi folosești foarte mult, adică în fiecare zi și îi speli în fiecare zi așa cum ar fi corect, adică cu săpun din acela solid, protec sau poate nu știi, mai ții în apă cu vreo soluție sau ceva, cumva tind să se degradeze și să
crape, să zicem, dar având prețul acesta atât de mic, chiar nu am ce să comentez, așa că o să mai testez și pe aceștia. Ei vin în diferite culori, dar eu am ales setul acesta mai cu nude, cu nuanțe de maro, cu bej, iar înăuntru setul de bureței, pe lângă faptul că au aceste culori diferite, au și forme ușor diferite. De exemplu, aici este forma clasică de burețel de fond de ten, asemănătoare cu Beauty Blender-ul din Sephora, iar aici este un burețel care are pe o parte o tăietură așa oblică. Mie îmi place foarte mult forma asta de burețel pentru că te ajută să împingi mai bine produsele cremoase în piele. Iar pentru aplicarea pudrei am recumpărat bureții aceștia, se numesc Powder Puff sau ceva de genul. Sunt niște bureții din aceia negri, triunghiulari. De fiecare dată când mă machiez folosesc un astfel de burețel, are aici părticica aceasta și poți să-ți sprijini degetele și pur și simplu să tapotezi foarte bine pudra în piele și mai ales sunt perfecți pentru zona de sub ochi sau dacă vrei, nu știu, să luminezi anumite zone de pe față, chiar sunt geniali și se spală, se dezinfectează, se reutilizează și chiar rezistă super bine și sunt făcuți dintr-un material foarte, foarte moale și catifelat. Mi-am cumpărat și un evantai, este unul din acesta negru simplu, haideți să-l desfacem. Așa arată, este făcut dintr-un lemn din acesta negru, destul de subțirel, el acum este foarte bine strâns, adică pare destul de rezistent și pânza aceasta cu negru, da, face foarte bine aer, vă zic, așa din testate, după cum se poate observa. L-am luat că am nevoie de el la machiaj și poate o să vă întrebați ce faci cu el la machiaj. Ei bine, o să usuc produsele cremoase de pe ten, astfel încât să pot să trec mai repede la următorul pas. Deci da, era necesar în kitul meu, o să-l păstrez special pentru parte de make-up, că eu așa evantaie pe care le am acasă și le iau cu mine în geantă când e vară, am, dar acesta voiam unul nou special pentru kit. Mi-am cumpărat și un recipient din acesta gol în care vreau să pun alcool izopropilic cu care o să dezinfectez pensulele, bureței și tot ce o să mai folosesc eu la fel în materie de make-up. Nu mai știu sincer câți mililitri are, dar cred că undeva la vreo 100 și un pic, ceva de genul. Așa arată un recipient gol pe care evident că trebuie să-l spăl foarte, foarte bine înainte. Toate chestiile pe care le iau de pe Shein le spăl și le dezinfectez și se deșurubează, se pune foarte ușor soluția în el. Vine așa cu atomizator și cu un căpăcel de protecție. Este fix ce-mi trebuia mie. Am cumpărat și niște pensule din acestea pentru aplicarea rujului, niște pensule de buze, mă rog, pe care aș vrea să le folosesc ca pensule de unică folosință pe modele, pentru că am anumite rujuri care sunt foarte, foarte rezistente, iar în momentul în care spăl pensulele, le curăț foarte greu, se usucă greu și uite așa rămân fără pensule. Așa că am zis că mai bine cumpăr un set din acesta și vedem cum vor funcționa. O să testez mai întâi pe mine. Ele sunt făcute din păr sintetic ca orice altă pensulă de buze, bineînțeles, și sunt foarte moi și catifelate, deci par ok, numai că na, sunt de unică folosință, ce pot să le cer mai mult. Mi-am cumpărat pentru mine și lamele acestea pentru îndepărtat părul facial. V-am mai povestit că eu fac procedura aceasta odată la câteva săptămâni, o fac acasă și lamele acestea sunt super, super ok. Le-am mai încercat înainte, tot așa de pe Shein, le-am cumpărat ultima dată, doar că mare grijă, dezinfectați-le înainte de a le folosi, dar și după folosiți niște alcool, bineînțeles, ca să dezinfectați lama și să nu vă treziți cu cine știe ce chestii pe față. Și am găsit de data aceasta setul acesta cu roz și negru și sunt o grămadă de bucăți înăuntru. Pentru organizare, tot așa în trusa de machiaj, mi-am mai cumpărat încă două recipiente din acestea din plastic. Stați să le desfac, că nu înțelegeți probabil mai nimic acum. Da, se pare că de data asta am avut ghinion, deoarece acesta este spart. Nu înțeleg sincer cum s-a crăpat în halul ăsta, dar asta este acum. O să văd la ce o să-l folosesc, că practic eu le-am luat pe acestea pentru că mi se păreau așa mai estetice și fiind transparente, pot să văd mult mai ușor pensulele sau creioanele pe care le pun aici și să le recunosc mult mai ușor, dar nu în felul ăsta, să văd la ce o să-l folosesc. Am mai comandat tot așa două la ultima mea comandă dată la ei și au ajuns întregi și sunt foarte utile, doar că na, nu știu ce s-a întâmplat aici. Și mi-am comandat și un mini coș de gunoi, stați așa să-l asamblez. Da, ghiciți ce?
este rupt și nu pot să-l folosesc așa cum mi-aș fi dorit eu. Practic, el este un coș de gunoi din acesta mic de pus pe lângă birou și avea un căpăcel din acela prin care îți treceai mâna și practic coșul era întotdeauna acoperit, numai că nu știu dacă o să se vadă, dar efectiv bucățele de plastic de aici din lateral s-au rupt, s-au crăpat. Căpăcelul arăta în felul acesta. Cred că o să vedeți, aici avem o bucățică ce teoretic ar trebui asamblată la căpăcelul coșului de gunoi, iar aici nu mai există pentru că restul din ea s-a făcut zob. Este făcut aici în vreo 4 bucățele, așa că nu știu sincer cum aș putea să repar chestia asta. Îmi pare foarte, foarte rău. Chiar aveam de gând să-l folosesc. Da, pot să zic că sunt cam dezamăgită de lucrul acesta. Dacă cu acel recipient crăpat văd eu la cel mai folosesc și nu-l scot la înaintare, pe ăsta chiar aveam de gând să-l folosesc întreg, cu tot cu căpăcel, dar acum iată, nu știu cum s-a întâmplat, sincer vă zic. Bine că nu m-am apucat să-mi comand vreo cană sau ceva de pe Shein, că iată cum ajung ăstea din plastic. Nu știu, dacă voi ați pățit aceeași situație ca mine, vă rog să-mi scrieți în comentarii și dacă există vreo soluție prin care putem să rezolvăm incidentele de genul, la fel vă rog să-mi scrieți. Asta este acum, trecem mai departe. Am luat din nou periuțele acestea care sunt perfecte și pentru gene și pentru sprâncene, doar că de data aceasta le-am luat pe negru și în dimensiunea aceasta un pic mai mare, care mie sincer mi se pare ideală. Și am mai luat, ca să testez, destul de multe pensule din acestea din păr sintetic, care în general nu trebuie să coste mult pentru că se folosesc doar la produsele cremoase și la un moment dat se mai pot strica și nu mai ți se le face așa că trebuie să le arunci și să le înlocuiești, așa că am zis să le iau, să le încerc, să vedem dacă este ceva de capul lor sau nu. Și întâi de toate am luat o pensulă care mi s-a părut foarte interesantă, aceasta. Stați așa că am o idee. Iau o mică pauză, desfac toate pensulele din ambalajul lor de plastic, întorc camera și vi le arăt ca să le puteți vedea mai bine, pentru că sunt niște pensule foarte mici de detaliu și dacă vi le arăt eu de aici, nu cred că vedeți ceva. Așa, dragilor. Deci, revenind. Aceasta este pensula mea fabuloasă de fond de ten, care este vai de capul ei și dacă o să vă uitați la ea, cu siguranță o să înțelegeți de ce zic asta, pentru că efectiv perișorii sunt așa într-o parte și nu știu dacă se va vedea pe cameră, dar partea aceasta nu este efectiv mai deloc lipită de mânerul acesta de lemn, deci mă aștept să pice destul de repejor. Și poate o să vă gândiți de ce ai luat pensula asta cu forma aceasta, pentru că am vrut să am o pensulă cu care să amestec nuanțele de fond de ten pe o palețică și apoi să aplic pe ten și să continui mai departe cu întinderea produsului cremos. Mi s-a părut o pensulă așa mai de pictură, dar din păcate calitatea lasă de dorit. Evident, o să o încerc, că de aceea am și cumpărat-o. Să vedem la câte folosiri mă ține până momentul în care o să cedeze de tot și o să se rupă, dar clar nu o să mai cumpăr. Mai departe, avem aici o pensulă de eyeliner și am luat-o în două bucăți, că mi s-a părut mie de pe site din poză că este potrivită pentru lucrul acesta. Da, teoretic forma arată bine, perișorii sunt ok, adică sunt așa fini, doar că eu mă așteptam la o pensulă și mai subțire, deci o să o încerc și vedem cum mi se pare. Apoi am zis să o iau și pe aceasta, pentru că are o formă interesantă, este tot așa sintetică, are perișorii foarte, foarte fini, deci la capitolul perișorii, la pensulele acestea sintetice de pe Shein, nu am ce să reproșez, adică sunt ok, uitați și voi cât de maleabili sunt și chiar nu sunt tari, nu simți că te înțeapă sau ceva. Se vede clar că nu sunt niște pensule de calitate, oricum v-am zis, eu le-am luat ca să le încerc, mai ales pentru prețul acesta mic, să vedem ce pot să facă și aceasta este perfectă dacă vrei, de exemplu, să corectezi sprâncenele sau buzele, să vii cu niște fond de ten, cu niște corectori și îți oferă extrem de multă precizie, cel puțin asta ar trebui să facă forma pensulei. În scopul acesta am luat și setul acesta de pensule. Acestea mi se par ok și chiar vor oferi foarte, foarte multă precizie, mai ales aceasta pentru conturul buzelor, pentru a le evidenția, mi se pare super. De asemenea, am zis să mai iau și o pensulă de buze ca să încerc și una așa separată să vedem cum este, doar că mi se pare o idee cam lată ca pensulă de buze, dar o încercăm și vedem cum este. Setul acesta de pensule foarte, foarte mici pentru detaliu. Mi se pare efectiv genial, deci nu mai am pensule, cel puțin pe acestea 3, nu mai am ceva de genul în colecția mea și abia aștept să le încerc. Și acestea nu sunt din păr sintetic, cred că este un fel de păr natural, ceva, o imitație, nu știu acum dacă o fi păr de capră sau ceva,
dar cu toate acestea sunt foarte fine. Iar ultimul set de pensule nu este un set pentru machiaj, este un set pentru manicură, pentru nail art practic, pentru că uitați cât de subțiri sunt. Dar ghiciți ce o să facă Georgiana cu ele, cel puțin cu aceasta, care este cu perișorii cei mai și cei mai scurți, evident eyeliner. Așa voiam să găsesc o pensulă de eyeliner în felul acesta de subțire. Nici nu cred că o să reușesc, sincer, să surprind pe cameră cât de subțire este pensula asta. Deci abia aștept să încerc, poate chiar o să fac niște machiaje mai creative folosindu-mă de acestea trei. Și au și un mâner așa foarte interesant. Într-adevăr, se vede că nu sunt pensule de machiaj, dar hei, machiaj, pictură, undeva tot pe acolo suntem. Deci da, de ele chiar sunt foarte încântată, mai ales de pensula aceasta. Mai am patru chestii să vă arăt de la ei și am încheiat. Am cumpărat și setul acesta. Teoretic eu l-am luat pentru treburile astea. Cred că le-ați mai văzut pe net, mai ales pe TikTok. Am văzut că sunt foarte populare. Practic le pui la încheietura mâinii și le folosești în momentul în care te speli pe față, te demachezi, iar dacă se prelinge apa pe brațe, practic este oprită de chestiuțele acestea care nu știu cum se numesc, sunt așa ca niște brățărele, să zicem. Și în felul acesta nu te mai umezești până la cot, nu mai uzi bluza, plovărul. Probabil cunoaște situația să ai o bluză cu mânecă lungă pe tine și pur și simplu când te speli pe față cu gel de curățare, toată apa efectiv se duce pe bluza ta. Așa că da, de aceea am luat setul acesta și m-am ales și cu această cordeluță pe care o pui pe cap și la fel îți ții părul deoparte. Și bineînțeles, o lăbuță roz, că de ce nu o lăsăm să o ia oricum că o să le bag la spălat. Mai departe, am luat setul acesta de moațe elastice de păr, nu știu cum să le zic, care îmi plac foarte, foarte mult. Deci chiar am rămas surprinsă de felul în care arată, adică sunt super ok, au costat foarte puțin. Avem aici 5 elastice din acestea și de-abia aștept să le folosesc. În felul acesta se întind și sunt minunate. Am înțeles că aceste elastice sunt foarte bune pentru a nu mai pune extrem de multă presiune pe rădăcina părului când vrei să-ți prinzi părul, nu știu, într-o coadă, de exemplu, și te ajută mai mult ca să nu se mai rupă atât de ușor. Cel puțin așa am citit, așa am mai auzit discutându-se, așa că am zis să-mi iau și eu astfel de moațe. Moațe elastice, mă rog, ați înțeles voi ideea. Și mi-am luat și setul acesta de agrafe. Deci ador agrafele de genul care au plasticul acesta, dar în același timp strâng foarte, foarte bine părul. Deci chiar îl îndepărtează de pe față, mai ales în momentul în care te machiezi, te demachiezi sau îți faci părul și vrei să ții anumite șuvițe deoparte, sunt geniale. Și evident, pe negru, că na, v-am explicat, îmi plac mult. Și am găsit la ei și această forfecuță, care am înțeles că este una de o super precizie și că ar fi bună pentru tăiatul de cuticule, pielițe și chestii de genul acesta, așa că am zis să o iau, o să o dezinfectez și pe ea și de-abia aștept să o folosesc, să vedem dacă este bună sau nu. Momentan mi se pare așa ușor rigidă, dar o încercăm și vedem ce este de capul ei. Iar acum trecem la comanda dată la Oriflame și arată în felul acesta. Întâi de toate o să încep cu lansarea pe care eu de-abia o așteptam și anume noul parfum Miss Giordani Floral, care vine în cutiuța aceasta foarte drăguță cu roșu și cu auriu și roz. Iar acesta este noul parfum în ambalajul clasic Miss Giordani. Poate dacă deja ați încercat parfumul acela, cam știți cum este, e destul de dulce și de elegant, dar acesta nou este 100% floral. V-am povestit despre el și în ultimul vlog, este un parfum ce conține numai flori printre ingrediente și miroase absolut superb, cel puțin din punctul meu de vedere și din felul în care l-am simțit eu în catalog, dar haide să-l testăm și aici. Doamne, deci miroase superb, este un parfum super feminin, bineînțeles. Așa că dacă vă căutați un parfum perfect pentru primăvară și vă plac acestea din categoria florală, eu zic că și el o să fie pe gustul vostru. Este și apă de parfum, deci teoretic ar trebui să reziste câteva ore bune pe piele, dar acum mai depinde și de pH. Mie, în general, parfumul clasic Miss Giordani îmi ține foarte bine pe piele, cel puțin vreo 5-6 ore, cam așa, deci vedem și acesta cum rezistă. Mi-am cumpărat și noul fond de ten din gama Giordani Gold, pentru că știți că eu mereu
eu sunt curioasă să testez noile fonduri de ten. Este practic noua variantă de la fondul de ten anti-îmbătrânire, care conține ser, are SPF 12 și protecție UVA. Și nu mai uitați-vă cât de spectaculoasă este sticluța acestui fond de ten. Îmi place foarte, foarte mult. Îmi place că au îmbunătățit și mai tare ambalajele produselor din gama Giordani Gold și chiar par așa unele premium. Deci îmi place mult de tot. Este un fond de ten ce vine evident cu pompiță, așa cum venea și cel de dinainte, și haideți să îl testăm aici. Apropo, nuanța mea este Vanilla Neutral, care este cea mai deschisă și cu subton neutru. Oh, wow! Foarte interesantă textura, chiar este un fond de ten hidratant, să știți, dar destul de cremos, se simte așa cumva în momentul în care îi fac eu swatch aici. Cam așa arată, bineînțeles că pe mână o să pară mult mai deschis, dar credeți-mă că aceasta este nuanța perfectă pentru pielea mea, pentru ten, și nu știu dacă se va observa pe cameră, dar are și un ușor efect așa din acesta strălucitor, ca să facă să pară tenul mai sănătos, mai hidratat, deci da, îmi place așa la o testare pe mână, o să-l punem și pe față zilele acestea și vedem cum se comportă și cum rezistă și cât acoperă, că mă interesează și acest aspect. Și altă noutate pe care am luat-o este un set din acesta de perechi de cercei, așa că haide să-l desfacem. Deci cutiuța a fost atât de bine lipită încât efectiv am făcut-o franjuri, dar nu mai contează, am reușit să scot setul. Cam așa arată perechile de cercei, sunt 4 la număr și sunt foarte, foarte drăguți. Pur și simplu nu le-am rezistat, am zis eu că nu mai cumpăr cercei din aceștia decât dacă mi se par mie așa mai interesanți, mai deosebiți și că nu seamănă cu ceea ce am acasă. Dar pur și simplu aceștia sunt adorabili și sunt perfecți pentru viața de zi cu zi, când vrei ceva așa drăguț, micuț în urechi, dar nu ceva așa foarte vizibil. Deci chiar îmi plac mult de tot. Avem și model cu inimioare, cu aripi din acesta de fluture, cu fluturaș evident, și modelul acesta care pare foarte interesant vine așa cu un fel de lanț care practic se va lăsa în jos pe sub lobul urechii. Deci da, chiar îmi plac mult de tot. Cu siguranță o să vedeți că o să-i port mai ales în perioada aceasta. Mi-am recumpărat și baza aceasta de machiaj pentru că mi-a plăcut foarte tare în momentul în care am testat-o prima dată, doar că nu am apucat să mă bucur foarte mult de ea, că deja îmi expirase. La aceasta mă refer, am luat-o din nou, să-i mai dau o șansă și să vedem cum o să mi se pară. Vine așa cu pompiță și este o bază de machiaj din gama Want, deci este din aceea care e bună și pentru tenul sensibil, nu conține alcool, are foarte multe ingrediente bune pentru ten și practic promite să fie atât o bază de machiaj cât și un produs de hidratare, de îngrijire a pielii, și este o bază ce are înăuntru niște particule sidefate. Am mai cumpărat aici două deodorante din acestea roll-on, cel pentru mine și cel pentru Paul. Am zis să le mai încerc. Acesta cred că chiar este recumpărat fix în această variantă, dar acesta de la acest parfum cred că este nou pentru el. Iar taxa de livrare am ales să o înlocuiesc cu acest mascara, se numește Double Effect și este genial pentru că are două periuțe, una de volum și una de alungire. Și aici avem, bineînțeles, catalogul următor, cel cu numărul 4, pe care de-abia aștept să-l răsfoiesc și să văd mai bine ofertele și noutățile sale, dar arată așa foarte, foarte drăguț. Deci, dragilor, cam aceasta a fost și comanda pe care am dat-o eu la Oriflame din catalogul 3. Încă o dată, dacă vă interesează să vă cumpărați produsele cu reducere și să aveți beneficii extra, verificați linkul din descrierea clipului. Iar acum o să fug pentru că sunt în întârziere și vreau neapărat să apuc să fac anumite chestii pe ziua de astăzi, așa că haide să plecăm. I'm hurt, baby, don't you see it? Oh, oh yeah. 귀찮다.
Evident că este seara în momentul de față și mă vedeți în cadrul acesta de la birou. Astăzi, după ce am terminat de vorbit aici pe cameră, am și ieșit pe ușă, că v-am zis că eram în întârziere, am reușit să ajung în timp util, am rezolvat toate lucrurile și chiar m-am oprit și până la piață pentru că am mai cumpărat câte ceva și am venit acasă unde am mai avut ceva de lucru, iar apoi m-am apucat să fac așa ceva repede de mâncare. Am făcut repede acei cârnați tot așa de la Radic și de asemenea am făcut și o salată, astfel încât să terminăm și mâncarea pe care o aveam în frigider și practic am încropit așa o cină care, să știți, a fost foarte, foarte bună. Și am făcut și niște halloumi, acum eu m-am amintit, doar că nu am mai scos grillul să stau să-l fac pe grill, pur și simplu l-am pus în tigaie și asta a fost, dar a ieșit bun. Iar acum este târziu, trebuie să mă duc să fac duș, să mă pregătesc, să mă aranjez pentru mâine, pentru că o să plecăm din nou la București. Am a treia ședință de epilare definitivă, am făcut o pauză că nu mai știam sigur dacă e a doua sau a treia și a trebuit să mă gândesc înainte să vă spun, deci este a treia mâine și de-abia aștept, sunt curioasă să văd cum o să fie, dacă se va schimba cumva intensitatea laserului sau mișcările care se vor face, dar o să vă țin la curent dacă vă interesează și momentan pot să zic că sunt mulțumită de rezultate, oricum ele s-au văzut deja după prima ședință. Bine, este evident că de-abia după cele 7-8 ședințe minime care sunt recomandate, atunci pot să zic că da, ăsta este rezultatul și să vă zic dacă sunt mulțumită sau nu, dar ca idee deja s-a văzut o diferență după prima ședință, acum după a doua este din ce în ce mai bine și o să văd și după a treia cum o să fiu, dacă va mai exista încă o diferență. Deci de asta zic, sunt nerăbdătoare și o să vă țin la curent dacă vă interesează subiectul acesta de epilare definitivă, mai ales în cazul meu, având diabet și alte afecțiuni din păcate, deci da. Mă duc și o să mă pregătesc, să mă demachez, așa că, dragilor, cam acesta a fost și daily vlogul nostru. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și să vă abonați dacă vreți să mai vedeți vloguri din partea mea. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și până data viitoare, vă pup, vă îmbrățișez și ne vedem curând cu un nou clip. Pa, pa!